Bună ziua și bine ați venit la sesiunea Cum facem mai bine educație interculturală și educație despre Holocaust, sesiune preînregistrată în cadrul Festivalului Digital Predau Viitor, ediția a doua. Festivalul este o conferință internațională pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală, creată și organizată de noi, Asociația Texup. Vă mulțumesc că sunteți aici și că ne urmăriți. Eu sunt. Vocea pe care o auzit sunt eu, Elena Coman, parte din Asociația TechSub și gazda acestei sesiuni. Această sesiune este preînregistrată, deci nu suntem live în acest moment în festival, dar suntem cu sufletul și și cu ochii pe chat alături de dumneavoastră. Cum spuneam, chiar dacă nu suntem live, ne vom bucura să vedem în chat de unde v-ați conectat și chiar dacă vă încurajez din toată inima să adresați întrebări sau reflecții, pentru că colegii mei vor fi acolo alături de dumneavoastră în chat și vom găsi o modalitate sau alta prin care toate acele lucruri să ajungă la um, invitații noștri de astăzi. Astăzi suntem în a doua zi de festival. Um, de ziua de cetățenie digitală este un concept în care noi, la Asociația Texub, credem foarte mult că este strâns legată de viziunea noastră destul de holistică despre educație și anume că vrem să ne ajutăm elevii să își atingă potențialul complet și acela uman, și acela cetățenesc, și acela profesional. Deci, ne dorim foarte mult ca ei să fie cetățeni activi, implicați, care înțeleg și respectă valorile democratice. Și pentru noi tehnologia și mediul digital este doar un alt loc în care toate aceste lucruri se întâmplă. Vorbim astăzi, cum vă spuneam, despre cum facem mai bine educație interculturală, educație pentru interculturalitate și educație despre Holocaust. Facem deja de niște ani buni educație pentru interculturalitate la gimnaziu, la clasa 6-a și de anul acesta a fost introdus și această materie, istoria evreilor, Holocaustul, la istorie, la liceu. Na, trăim în lume interculturale, odată cu micșorarea foarte mare a distanțelor, odată cu apariția entităților multistatale, um, ele au devenit și mai interculturale decât au fost la un moment dat. Este important să înțelegem și să ne bucurăm de această diversitate, după cum este la fel de important și să luăm aminte de la lecțiile trecutului, nu atât de departe de noi pe cât am crede despre ce se întâmplă atunci când refuzăm această diversitate și negăm dreptul la existență a unor întregi popoare, etnii sau identități. Discuția de astăzi este recomandată de noi în special pentru profesorii de educație socială și istorie, istorie la liceu sau la gimnaziu, dar asta nu înseamnă că nu este relevantă și în general ca experiență pentru altce, orice alt profesor care vrea să-și extindă orizonturile pedagogice. Noi o recomandăm din toată inima. Și împreună cu invitații noștri de astăzi, la care voi revenim imediat, despre care ați putut să citiți câte puțin, ne-am propus astăzi să descoperim resurse, ghiduri și idei de activități didactice, de testat la clasă pentru educație pentru interculturalitate și istoria evenilor Holocaustul, ne-am propus să vă ajutăm să descoperiți resurse și oportunități de dezvoltare profesională, și mai ales un obiectiv foarte important este ca la sfârșitul sesiunii și la sfârșitul uh, parcurgerii acestor materiale să spuneți: Da, a, vreau și eu să încerc asta la clasă cu elevii mei. Iar acum mă bucur încă o dată să le spun uh, bine-au venit invitaților noștri. Oana Nestian Sandu, director de programe la Institutul Intercultural Timișoara și Horace Suciu, profesor de istorie la Liceul Teoretic Iulia Hașteu Lugoș. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua! Mulțumesc foarte mult că v-ați găsit timp să facem astăzi această înregistrare pentru profesorii care ne vor urmări în festival. M-am gândit că mai potrivit decât să vă prezint eu și să spun eu lucruri despre, despre voi, ar fi să vă invit pe fiecare să spuneți câteva cuvinte despre cine sunteți și mai ales dacă ați putea să răspundeți la această întrebare care, da, cred că le vine în cap tuturor profesorilor. Ce vă motivează, nu știu, în fiecare zi, zi de zi, să vă implicați în aceste subiecte despre care vorbim astăzi? Pe scurt, în două-trei minute. Începem cu Ana. Ana. Mulțumesc pentru această întrebare. Pe scurt, despre mine, așa cum ai spus, lucrez la Institutul Intercultural Timișoara, dar colaborez și cu o serie de alte organizații uh, internaționale și, în principal, cam ce fac eu toată ziua este că mă gândesc cum să fac viața profesorilor mai frumoasă și mai interesantă. Și nu fac asta singură, o fac alături de colegii mei, prin dezvoltarea de materiale educaționale, de cursuri de formare și alte programe de sprijin pentru profesori din România și din afara României. Pentru profesori care predau aceste materii pe care, pe care tu le-ai menționat, Elena, dar și pentru profesori care predau alte materii, deoarece aceste teme pe care noi le vom discuta astăzi sunt niște teme transversale, care se pot aborda uh, la orice materie uh, și uh, ceea ce contează, de fapt, este ce, ce ne dorim. Ce, ce vrem să dezvoltăm în elevii noștri și îmi place, îmi place titlul acestui festival, Predau viitor, și mi-ar plăcea să, să pot afla de la profesorii care participă la acest festival ce înseamnă de fapt pentru ei acest viitor și ce înseamnă să, să predea viitor și sper că pot să ofer câteva resurse și idei interesante pentru participanții. Mulțumesc foarte mult, Oana. O să mai discutăm puțin despre asta, tendință din care și noi nu reușim să scăpăm uneori asta de gândit în silozuri, știi? Avem niște materii la școală, gândim foarte mult în silozuri la acestor materii de la școală. Uh, Horatiu, câteva vorbe despre tine. Uh, da, uh, în, o să încep uh, spunând vechea poveste, Oana o știe. Uh, am terminat facultatea de istorie în 1999 și... N-am învățat nimic despre Holocaust, așa că eu am ajuns să învăț eu însumi despre Holocaust participând la o serie de cursuri. Cumva a fost o întâmplare, cumva a fost un noroc. Începând cu 2004 am avut posibilitatea să particip la aceste cursuri. Așa că, într-un fel, pentru mine și acolo am întâlnit și câțiva pedagogii deosebiți, așa cum n-am mai întâlnit până atunci. Am întâlnit niște metode moderne, cum n-am mai întâlnit, sau interactive, să le zicem, cum n-am mai întâlnit până atunci, pentru că eu veneam din lumea clasică, unde. Fi profesor înseamnă a dicta uh, și uh, uh, atât. Uh, sigur că pentru mine, cumva, a fost uh, un, un sentiment că trebuie să dau ceva înapoi, că eu am învățat de la niște oameni minunați și atunci, cumva, trebuie să ofer mai departe elevilor mei. Uh, pentru mine, e foarte important. Să predau uh, istoria evreilor, Holocaustul, și trebuie să spun de ceva timp uh, sunt interesat și de istoria comunității Roma, uh, pentru că, pe de-o parte, vin și transmit elevilor uh, cunoștințe pe care ei n-au de unde să le ia. Uh, dar folosești și metode care îi ajută să-și dezvolte aptitudini, să-și dezvolte competențe. Poți să nu fi foarte serios, foarte ca la, să zicem, materia aia unde trebuie să dai examene. Aici putem să creem, să, mm. să greșim. Da, deci pentru mine, pentru mine e cumva un, un ajutor pentru a dezvolta creativitatea elevilor și uh -huh. aceste... aceste materii, wow, nu, locurile unde ne simțim liberi, mai ales când scăpăm puțin tel de materiile de examen, nu? Locurile unde ne simțim liberi ca profesori și ca pedagogi. Păi, mulțumesc încă o dată că sunteți aici să construim aceste resurse pentru profesori. Aș începe, nu știu, m-am gândit la să pornim cu o întrebare de asta care poate fi foarte practică, dar uneori întrebările practice ne conduc exact acolo unde avem nevoie. Sunt profesori de istorie și educație și sau, iată, și sau, de educație socială, lucru care probabil că este valabil pentru foarte mulți dintre colegii care poate că scriu acum în chat. E septembrie trebuie de mâine să predau aceste subiecte ale sesiunii noastre, poate pentru prima oară. Hai să luăm o situație ipotetică în care predau pentru prima oară. Deci sunt în această perioadă în care încaut resurse pentru a preda mai bine aceste subiecte. Um, haideți să pornim, nu știu, care, cu, care sunt resursele recomandate de voi pentru un profesor la început de drum. În descoperirea acestor subiecte. Și aș începe cu Oana. Dacă ai avea, nu știu, un moment în care să poți să stai 15 minute cu un profesor de istorie și de educație și sau de educație socială, să-i prezinți cam la ce resurse la ce resurse se ducă dintre resursele construite de voi, cu ce ai porni. Noi avem o serie de resurse care sper să, să fie utile pentru, pentru cei care ne ascultă acum, însă înainte de a le arăta, aș vrea să spun că uh, vorbea Horațiu de metode inovative și de a schimba puțin stilul acesta de predare pe care îl numim generic, tradițional uh, și în acest sens cred că este foarte important ca fiecare dintre noi Așa cum, de altfel, ne-a întrebat tu la începutul uh, discuției, să ne gândim de ce facem acest lucru. Uh, poate că facem că ni s-au dat orele acestea și nu avut nimeni de ales, dar chiar și dacă este uh, răspunsul acesta, cred că putem să căutăm în interiorul nostru și să înțelegem cum ne raportăm noi la materia respectivă. Ce am învățat noi la facultate, ce am învățat uh, în afara facultății, ce nu știm și. Ce am vrea noi să aflăm pe, pe acest parcurs, pe parcursul predării acestei materii? Cred că a trecut epoca în care știința era un lucru separat și noi eram așa la un metru de ea și o accesam printr-o undiță sau mai știu eu ce alt instrument. Cred că acest proces ne ajută atât pe noi să ne înțelegem pe noi și cum ne raportăm la ceea ce predăm, dar ne ajută să înțelegem că același lucru se întâmplă cu elevii. Ei se raportează la aceste materii, la activitățile pe care le fac, la informațiile pe care le primesc, de acolo de unde sunt ei, cu cunoștințele pe care le au, cu experiența de viață pe care o au și uh, noi putem să ignorăm acest lucru și să învățăm niște. Să le oferim niște cunoștințe elevilor, însă nu vom avea foarte mare succes pe termen lung cu, cu această abordare. Și uh, pentru că am făcut referire la titlul festivalului Predau viitor și uh, am pus întrebarea ce înseamnă acest viitor. Uh, pentru noi, viitorul înseamnă o societate democratică și interculturală în care cetățenii sunt competenți să uh, trăiască liberi în această, în această societate, alături de toți ceilalți. Și, în acest sens, Consiliul Europei a dezvoltat recent un model uh, de competențe pentru cultură democratică în care a fost adoptat de statele membre, inclusiv de România, de la Ministerul Educației, ca și o uh, bază a tuturor proceselor educaționale. Aceste competențe pe care le, le vedeți pe ecran sunt 20 de, de competențe uh, care sunt considerate acum la nivel european ca uh, baza pentru educație. Indiferent ce materie predăm, indiferent uh, ce. La ce clase există aceste competențe de care elevii au nevoie pentru a trăi într-o societate democratică. Și, după cum, cum puteți vedea pe ecran, din acest model, competențele se referă nu doar la cunoștințe sau nu doar la cunoștințe, atitudini și abilități, cum, cum suntem obișnuiți, ci um, au și această componentă de valori, care sunt deosebit de importante pentru că dacă avem atitudini abilități și cunoștințe dar fără aceste valori democratice și de drepturile omului S-ar putea să nu mergem în direcția greșită, să nu să mergem în direcția bună, să mergem în direcția greșită și de asemenea vedeți că alături de cunoștințe apare și înțelegerea critică. Nu este vorba de gândirea critică, ci este vorba de cunoștințe și înțelegerea critică a cunoștințelor pe care le dobândim. Nu... nu... Dacă doar memorăm ceva, știți foarte bine, știu și elevii foarte bine, memorăm, putem să recităm, dar nu neapărat am și înțeles sau putut să punem în legătură cu viața din afara acelui uh, examen și uh, asta nu, nu este ceea ce ne dorim. Și, um, practic, uh, resursele pe care eu le prezint contribuie foarte mult la, la dezvoltarea acestor competențe. Iar dacă, dacă vreți să aflați mai multe despre aceste competențe, uh, vedeți că ele au fost și traduse în limba română, le găsiți pe site-ul Institutului Intercultural, cred că putem să punem în chat sau veți primi toate aceste link-uri, toate resursele pe care eu le prezint sunt uh, disponibile gratuit în uh, limba română și există și trei, uh, trei volume care descriu aceste competențe în, în detaliu sau chiar puteți să vedeți ce ce înseamnă ele uh, în, uh, în practică, adică nu vorbim doar așa abstract că valorizarea demnității umane și a drepturilor omului, ci putem să vedem cum, uh, cum se traduce asta în comportamente. O să mai revin aici pe parcursul discuției noastre. Acum vreau să vă arăt câteva exemple, să spunem, punctuale pentru, pentru temele pe care le discutăm. Este vorba despre acest ghid de educație interculturală, care a fost dezvoltat specific pentru, pentru profesorii care predau educație interculturală, pentru că. Dacă Horatiu a spus că nu a învățat despre Holocaust când era la facultate, sigur nu a învățat nimeni sau aproape nimeni despre educație interculturală și știm că este nevoie de, de materiale care să sprijine procesul educațional pentru profesor. Vedeți aici cuprinsul acestui ghid. Găsiți aici niște informații uh, generale despre metodologie și o serie de activități care sunt descrise uh, pas cu pas, pe care le puteți folosi așa cum, cum le găsiți sau le puteți adapta uh, la elevii voștri, inclusiv uh, o parte legată de cum să facem activități uh, de învățare bazată pe proiect care noi considerăm că este o metodă foarte importantă și știm că a fost introdusă la multe materii în programă ca parte obligatorie de a realizare a activităților de învățare bazate pe proiect o parte din, din timpul de, de predare. Nu știu dacă să intru, să intru în detaliu pe, pe acest ghid. Cred că puteți să-l să consultați. Eventual poți să arăt așa cam, cum arată o activitate. Vedeți, are. O descriere are competențele specifice care sunt în programă, conținuturi, deci este conectat foarte direct cu programă, însă, așa cum spuneam anterior, aceste activități și aceste metode pot fi folosite și de profesorii care, care predau alte materii și care vor să aborteze această temă interculturalității, care este, este o temă transversală. Uh, un alt, uh, o altă resursă pe care aș vrea să, să vă prezint, uh, care uh, este tot un fel de un ghid, un manual, am, am avut dificultăți să-l numim în limba română, în engleză i-am spus handbook, uh, este, se numește lecțiile trecutului ca impuls spre acțiune și uh, combină aceste trei, trei teme pe care le vedeți aici, educația despre Holocaust, educația pentru drepturile omului și educația interculturală. Acest manual se bazează pe experiența cu profesori din peste 10 țări din Europa, peste 1000 de profesori care au participat la programele noastre și care ne-au dat feedback cu privire la ce au nevoie elevii și ce au nevoie ei uh, în munca cu elevii pentru a avea un impact uh, cât mai mare. Și în, uh, în acest ghid, de asemenea, aveți uh, informații generale cu privire la, la metodologie. Aici, așa cum am spus, este vorba de o metodologie interdisciplinară uh, și asta a pornit de la faptul că uh, Ceea ce se dorește uh, atunci când se studiază Holocaustul este nu doar uh, informații despre această parte a istoriei noastre, ci să învățăm uh, cum a fost posibil așa ceva și ce putem noi să facem în prezent ca să nu se mai întâmple niciodată. Știm cu toții asta, am auzit deja sună ca un slogan pe care îl repetă lumea, dar până la urmă ce înseamnă de fapt și ce trebuie să facem. Ca să ne asigurăm că nu se mai întâmplă niciodată. Pentru că am văzut că doar să învățăm despre asta sau doar să citim nu este suficient. Este necesar ca uh, noi toți și elevii noștri, în special, să-și dezvolte aceste competențe pentru cultură democratică, pentru ca ei. Să devină niște cetățeni cu adevărat activi, care atunci când observă că cineva este discriminat, că cineva este tratat uh, într-un mod care nu corespunde cu drepturile omului, să poată să facă ceva. Și, uh, și acest chid uh, vă, vă îndrumă în acest sens să realizați activități cu elevii dumneavoastră în care ei învață despre trecut și se gândesc ce pot face în prezent pentru o societate mai bună în care fiecare să poată să, să trăiască liber. Există și aici descrieri de, de metode, activități concrete, pas cu pas, pe care le, le puteți realiza cu elevii, și um, sunt oferite și o serie de alte resurse pe care le, le puteți folosi. Uh, știu că și, și Horatiu are o serie de resurse pe această temă și nu, nu vreau să intru în detalii, vreau doar să mai spun că uh, în curând Institutul Intercultural va uh, lansa un apel uh, pentru un curs uh, pe tema antisemitismului și holocaustului și uh, va fi uh, deschis profesorilor din România, deci o să putem să, să vă transmitem mai multe informații în viitorul foarte apropiat. Minunat, mulțumesc foarte mult, Oana. Păi o să las și acest mesaj denotat de către colegii mei în chat, că dacă sunt profesori printre cei care ne urmăresc în acest moment, care își doresc să afle mai multe lucruri despre acest curs, să ne lase un semn ca să putem să preluăm mai departe. Mulțumesc, extrem de util. Mergem mai departe. Horațiu, aceeași întrebare. Trebuie să o iau de la, de undeva. Sunt profesor de istorie și. Da, cred că a fost cazul de altfel al multor profesori de istorie în această toamnă, nu? Sunt profesor de istorie, trebuie să predau pentru prima oară istoria erverilor Holocaustul. De unde o apuc? Uh, nu, nu mă provoca. <laughs> o să... am, am și un loc în genul pentru asta, puțin târziu mai încolo. că am zis că, totuși, trebuie da. să și niște elemente de suspans în această, în această discuție. Nu, acum, eu nu știu ce informații aveți voi și Oana. Noi avem tot felul de grupuri de WhatsApp, nu ca profesori de istorie, și lumea era speriată pentru că uh, nu știa ce trebuie să predea, cum trebuie să predea, uh, știi că nu te simți uh, sigur când intri în arena acolo dacă nu ai niște informații. Da, Eu cred da. că... Asta Eu... trebuie să fac, că chiar există studii care arată că există o relație de directă proporționalitate între ceea ce se numește teacher self-efficacy, deci cât de multă încredere ai în faptul că stăpânești conținutul și metoda și ce se întâmplă pe urmă la clasă. Da, nu, chiar oamenii erau speriați, panicați, ce o să facem, cum o să predăm. Probabil că trebuia să, nu, în momentul în care s-a hotărât că istoria evreilor Holocaustul devine o materie obligatorie, trebuia să se facă din partea Ministerului pregătire cu profesorii, pentru că acum o să dau din casă, nu doar că unii erau speriați, dar pentru bunul Dumnezeu erau Persoane care, într-un fel sau altul, negau Holocaustul sau. Uh, Ori, cum să te duci tu, ca profesor, să predai istoria evreilor Holocaustul în, în momentul în care tu ai tot felul de preconcepții, ca să nu spun altceva? Probabil că dacă s-ar fi făcut un curs serios, Ministerul ar fi spus, uite, e o materie nouă. e... Uh -huh. Așa, atunci, într-adevăr, trebuia făcut și nu, nu știu ce va fi, nu știu cum se predă, dar. Probabil că va dura o vreme până lucrurile vor intra într-un făgaș cât de cât normal. Mi-a anticipat Dar... o discuție, adică doar vreau să spun asta, că mi-a anticipat o discuție pentru sfârșitul conversației noastre, că aș vrea să nu... Adică aș vrea cu toții... Când mă gândeam la această conversație, mi-am dat seama că e important să nu fugim de elefanții din cameră, care există niște elefanți foarte mari când vine vorba de aceste două subiecte și e important să nu fugim de ei. Dar până acolo... Până acolo, Un da, luăm așa, uh, sistemic. Nu suntem neapărat uh, de institutul educației, dar avem această ocazie senzațională okay, de a putea uh, să dăm resurse profesorilor. De unde să o apuce? Păi s-o apuce de acolo de unde sunt specialiștii, să zic așa. Eu o să prezint 3-4 site-uri unde se găsesc lecții foarte bune, materiale pedagogice foarte bune. Uh, sigur că uh, Yad Vashem ar fi, uh, dar acum nu o să exagerez, probabil sunt sute, în special uh, în limba engleză. <coughs> Clar că ceea ce uh, funcționează, uh, nu avem site-ul iadvașemului cu secțiunea educație, acolo avem tot felul de materiale pedagogice, tot felul de lecții. Uh, avem uh, o bază imensă de uh, fotografii, nume, uh, etc., etc., dar din punct de vedere pedagogic avem lecții uh, și nu numai că avem lecții, sunt pe uh, nivele diferite de vârstă, avem materiale pedagogice, uh, aici uh, nu am o imagine cu materiale pedagogice pentru uh, uh, Elevii din clasele gimnaziale, nu? Sunt, de asemenea, materiale pedagogice pentru elevii de liceu. Trebuie doar să intri și să cauți materiale. De asemenea, tot pe site-ul Vashem, pentru că mie mi se pare că e foarte important și pentru noi, pentru profesori, și pentru elevi să avem să avem uh, niște cunoștințe, un context foarte uh, puternic, să știm uh, exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum gândeau uh, cum gândeau uh, cei care au făcut uh, crima, cum gândeau uh, victimele, cum gândeau ceilalți, adică trebuie să înțelegem lucrurile astea, trebuie să înțelegem unde s-a întâmplat, când s-a întâmplat, de ce, când s-a luat decizia, când s-a renunțat, de ce s-a renunțat. Aici, pe site-ul Yad Vashem, sigur că sunt foarte multe filmulețe, documentari, documentare care ne, ne pun aceste probleme, sunt niște interviuri cu profesori, Specialiști foarte, cei mai mari specialiști din domeniul Holocaustului, care explică anumite concepte, încearcă să discute tot felul de probleme și ai, să zicem așa, bucăți mici care pot să fie folosite la clasă. Poți să le vezi, să ai un timp de reflexie și să le mai vezi încă o dată. Pentru că sunt de 5-8 minute, sunt ușor de folosit. La fel de plin de materiale pedagogice de același tip, e site-ul uh, Muzeului Holocaustului din Washington uh, și aici avem uh, uh, tot felul de filmulețe, bucăți mici, uh, mărturii, cărți, imagini. Uh, care pot să ne ajute și să le folosim la, la clasă. Avem hărți care se mișcă, că pentru că trebuie să înțelegem și unde se întâmplă, cine organizează, unde toate chestiile astea legate de, să zicem, partea schimbărilor teritoriale. Eu am lucrat de asemenea mult cu Centropa. Centropa e o organizație din Austria, cred că era la un moment dat. Acum știm că se schimbă și nu mai avem un loc anume în care e o organizație. Centropa. Are tot felul de. are o, pe site-ul pe există o secțiune referitoare la educație. Avem inclusiv materiale în limba română, pentru că nu poate nu toți colegii știu limba română. După cum vedeți, avem filmulețe, unele nu sunt în limba română, dar au. Subtitrare în limba română. Sunt filmule. Centropa face filmulețele astea care sunt foarte bune, pornind de la fotografii originale, vechi, și cu, acest... cu ajutorul acestor fotografii spune o poveste. Bineînțeles că fotografiile sunt mai degrabă legate de viața de dinainte și de după. Holocaust a populației evrești, pentru că uh, nu, uh, sunt, nu sunt fotografii foarte multe din, din ce se întâmplă în Holocaust. Uh, deci avem, această, avem aceste uh, filmulețe, iarăși, nu sunt foarte lungi, 5 minute, 8 minute, 10, care ne ajută să, să, să înțelegem. Uh, cum trăiau evrei înainte de Holocaust, cine sunt evrei, că până la urmă și asta e o întrebare. Îi avem puși în tot felul de contexte, luptând în armata austro-ungară, luptând în da, ce se întâmplă cu ei după, după la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. De asemenea, avem foarte multe mărturii orale, foarte multe interviuri cu supraviețuitorii care pot fi folosite sunt foarte bine prezentate pentru că sunt, eu știu, inclusiv interviurile sunt puse pe diferite secțiuni, școală, eu știu, copilărie, sărbători, etc., etc. Și atunci foarte ușor poți să faci o activitate bună. Hai să citim mărturia asta și să vedem cum, cum era la școală pe vremea aia. Uh, și, de asemenea, avem foarte multe fotografii, uh, putem să facem tot felul de uh, alte, alte activități. Uh, mai avem uh, site-ul uh, Institutului Wiesel din România. Pe site-ul nou nu se mai găsesc, pe site-ul vechi, dar nu se mai pot accesa. Era o serie de lecții interactive care puteau fi folosite ca un manual. Să sperăm că ele vor reveni online, dar există o serie de materiale cu iarăși mărturii, interviuri, etc. etc. E fotografii acum Institutul Televizel face o serie de uh, romane grafice, benzi desenate care pot fi descărcate pe regiuni și la fel pot fi folosite, de exemplu, uh, și în sfârșit uh, am lucrat cu agenția împreună care uh, pune la dispoziție uh, materiale. Uh, nu se găsesc pe site neapărat, dar ne putem face o, o impresie. E o platformă pe care trebuie să te înregistrezi și de acolo poți să descarci materiale despre uh, istoria uh, romilor despre uh, romii în Holocaust, robia romilor, sigur, despre stereotipuri, etc., etc. Cam eu asta îți recomanda. Sigur că, după cum am spus, sunt, sunt zeci de, în special în limba engleză, de site-uri care propun activități și materiale care pot să te ajute la clasă. Mulțumesc foarte mult! Aveam o întrebare cumva care este legată pentru amândoi, care este legată de asta și care ține de faptul că, na, am amândoi ați spus că astea sunt uh, subiecte, sunt lucruri pe care le încercăm să le abordăm puțin și transdisciplinar și unde, nu știu, că ne concentrăm foarte mult pe formarea de competențe ne concentrăm din ce în ce mai mult pe valori, da? deci nu e vorba numai de skill-uri, de atitudini și de cunoștințe, dar e vorba, numai, e vorba și de valori pe care încercăm să le creștem cu, cu ajutorul acestor subiecte. Și atunci mie mi se pare, de exemplu, că asta poate să facă zona de evaluare foarte dificilă, nu? pentru că orice proces de evaluare de școlar <laughs> presupune totuși uneori mai multă evaluare de cunoștințe decât de evaluare de valori, cum, cum faci asta? Și atunci vreau să vă întreb, este clar că un, un, un proces de evaluare pentru aceste subiecte nu arată ca un proces de evaluare pentru nu știu, ce subiecte sau niște o abordare de asta de examen. Voi cum faceți și cum ați recomanda? Mă gândesc că în primul rând aș porni cu tine, horațiu, când ți-ai făcut planul pentru anul acesta. Și na, avem aceste constrângeri exterioare care zice că totuși la sfârșitul anului trebuie să apară niște note pentru fiecare dintre aceste materii. Când ai gândit tu la evaluare și mai ales la această provocare de a încerca să te uiți și la, nu știu, cum se raportează copiii la aceste valori, cum, cum ți-ai planificat? Adică la ce te uiți ca și activități și tipuri de evaluare? Și apoi o să revenim imediat și la Oana, la ce recomandați și voi. Poți să arăt și imagini sau... <laughs> da... Uh, hai că o să continui și cu imagini pentru că mi este mai ușor uh, Și o să continui să oh, ok. Na, na, nu credeam că sunt și efecte dar... uh, După cum am spus uh, Am zis Că eu am vrut să dau ceva înapoi din ce am învățat și din ce am uh, făcut, și atunci, sigur că până acum cursul de istoria evreilor a fost un curs opțional și era foarte. Uh, sigur, constrângerile fac ca să fie foarte puține cursuri opționale acceptate la istorie. La... Uh, în fine. Așa că, în general, am organizam câte un cer de istoria Holocaustului, ceea ce însemna că ne întâlneam o dată la două săptămâni după masa și, de asemenea, am făcut tot felul de proiecte prin care încercam să descoperim în anumite momente, să zicem, de, de comemorare, să descoperim puțin din istoria asta. Și atunci, sigur că nu venind aici la viitor, deși viitorul e acum printre noi, toate proiectele astea, să zicem, au, au în ele... Uh, uh, introdus partea asta de cercetare, pentru că ei trebu elevii trebuie să cerceteze, iar cercetarea o fac cu ajutorul, cu ajutorul sigur, ei folosesc telefoanele, acum nu o să spun că nu. Uh, de exemplu, uh, nu, aici e o imagine cu uh, unul din proiecte pe care l-am făcut uh, legat de uh, Anne Frank și de uh, casa în care s-a ascuns împreună cu familia și atunci asigur că uh, uh, ei trebuiau să caute uh, pe site-ul muzeului Anne Frank uh, sunt foarte multe reproduceri, cum arăta casa, pe unde se intra și sigur cumva după ce făceau cercetarea asta uh, ei trebuiau să facă o casă când am fost mai tânăr și aveam mai mult timp, am reușit să coordonez pentru că, de fapt, iarăși, elevii au muncit mai mult două materiale grafice, două romane grafice, două, în fine, care sigur aveau și partea, partea pedagogică pentru că puteai să faci și încă poți să faci activități pe baza lor. Iarăși, e o uh, poveste lungă, pentru că uh, nu a fost uh, ani întreji pentru a crea chestiile astea, pentru că, uh, în primul rând, de exemplu, uh, ne întâlneam să desenăm o imagine sau așa, făceam planul și spuneam, uh, și aici trebuie să fie un radio. Și era un radio din 1900 un castofon un ceva. Și eu ziceam, da, nu, dar suntem în anii 30, nu așa arată radio. Și atunci aproape totul trebuia cercetat, căutat, dar cum arată radio, cum arată uniformele, cum era uniforma aia cu pane de cocoș, pălăria și nu știu ce, cum se îmbrăcau sovieti, totul, totul trebuia cercetat. Partea cu Cartea cu materialul cu Mihail Sebastian, acolo, de fapt, toate imaginile care par de desene sunt, de fapt, niște fotografii prelucrate digital și apar ca niște desene. Acolo, partea digitală e mult mai, să zicem, importantă. Dar, după cum am zis, realizarea acestor materiale a însemnat foarte multă muncă, foarte multă cercetare, foarte multă învățare și după aceea ele au putut fi folosite și ca, ca și materiale pedagogice. De asemenea, am reușit să mă implic în tot felul de proiecte cu colegi din afara țării. Unele s-au desfășurat doar online, au fost și proiecte <coughs> în urma unor program, programe Erasmus, în care am, am mers în Polonia, colegii din Polonia au venit aici, am reușit să vizităm și Memorialul Holocaustului din, din București și Muzeul Polin din, din Varsovia dar iarăși, ei au, ei au învățat, au avut de făcut uh, tot felul de proiecte în cadrul, cadrul acestor activități. Uh, sigur că uh, nu uh, am realizat tot felul de, de, de materiale uh, sau eu am gândit tot felul de uh, produse finite, ca să zic așa, iar ei, ei le au creat. Nu am avut o, uh, uh, un proiect despre sinagogile din Banat, uh, ceea ce ei au uh, trebuit să caute informații despre sinagogile din Banat și să realizeze afișe, postere uh, cu informații despre acestea. Uh, sigur, unii au folosit metodele digitale pentru a realiza aceste postere. Avem tot felul de produse finite, după cum am zis, câteodată facem clipiri în noaptea Holocaustului, am construit tot felul de cutii, cilindri care, dacă erau luminați în interior, puteau să fie văzuți, mai ales că am făcut acest proiect în ianuarie, când se comemorează uh, ziua internațională a victimelor holocaustului uh, și nu întotdeauna cei belevi cu care am lucrat și au făcut proiectele uh, au organizat după aceea o expoziție pe holurile școlii pentru că întotdeauna uh, am încercat să, să atragem atenția, adică să nu sărbătorim uh, să sărbătorim uh, uh, să comemorăm, să, să discutăm, să, 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 vorbim despre un eveniment doar noi și restul lumii să nu știe despre lucrul ăsta. Și atunci am încercat cumva întotdeauna să punem uh, produsele undeva la vedere ca lumea să vină să zică, de ce e aici? Dar de ce pe cutia asta scrie 75? Pentru că aveam cutiile alea uh, Scrise pe din afară, dar nu era nimic. Înăuntru erau fotografiile cu uh, lagărul Auschwitz și. Uh, sigur că am gândit tot felul de, de-a lungul timpului, uh, tot felul de uh, pro, proiecte de, de produse finite uh, care să uh, îi ajute pe elevi să facă partea asta de cercetare, dar și să creeze ceva, pentru că, după cum am spus, nu e greșeală, nu. S-ar putea să iasă foarte bine, s-ar putea să se rupă ceva, dar nu e nimic greșit. Cred, acum revenind la. A, ăsta e, nu că tot am vorbit de centropa care face aceste filme scurte din folosim fotografii vechi am făcut și noi Centropa Movie Remake, adică am refăcut filmele alea fotografiindu-se ei copii acolo și în fine. Întotdeauna nu, să încercăm să-i punem pe ei într-o poziție în care să fie creativi. Sigur că nu, ca orice proiect ai o grilă de evaluare, spui, știi, în trebuie să apară un număr de fotografii, un atâta text sau eu știu ce, a, să fie informații pentru corectitudinea informațiilor, oferim atâtea puncte și sigur că încerci să fii generos ca să nu da să îi corectăm îi ajutăm să vină mm -hmm. cu lucrurile corecte și atunci sigur că putem să punctăm să punctăm aceste proiecte și ele să devină note dacă nu mm -hmm. asta ne preocupă yeah, um, am, am vorbit prea mult nu? <laughs> Eu, da, da, cu un lucru foarte interesant uh, e un lucru foarte interesant nu că în momentul în care uh, copiii că iau, dacă stai să gândești eu, poate să fie interpretată ca o formă de joacă pe mine mă preocupă foarte mult ideea de joacă în ultima vreme și cum a fost uitată pedagogic dacă și uh, mecanism prin care copiii retrăiesc niște lucruri, nu, așa e mult mai multe șanse să îți internalizezi valori decât doar cunoștințe Oana, aș veni cu o întrebare dublă la tine <laughs> ok, um, Adică aș lega cumva întrebarea asta legată de evaluare de ceva tel mai, o leacă mai de sus, dacă-mi permiți. Și anume când, nu știu, am văzut cu coada ochiului că pe unul dintre ghidurile voastre despre educație pentru interculturalitate chiar scria, cum să nu arate o oră <laughs> despre educație pentru interculturalitate. Și mă gândeam, ok, hai să clarificăm mai întâi, nu știu, pentru voi, pentru voi. Cum arată o oră bună de aceste materii? Poți să, nu știu, dacă poți aproape să construim așa cu ochii minții, ce-ar face profesorul, ce-ar face elevii, ce s-ar întâmpla în ora respectivă, nu știu, cum s-ar evalua oamenii reciproc, care ar fi vibe după un semestru? Uh, păi, uh, ar fi multe de spus, o să încerc să spun așa câteva lucruri mai generale. Um... Nu, nu m-am gândit niciodată să descriu ora ideală, dar uh, primul lucru care îmi vine în minte când mă întreb asta este că într-o oră ideală profesorul vorbește mai puțin și elevii vorbesc sau citesc sau scriu mai mult. Uh, așa cum a prezentat Horatiu, toate aceste activități pe care el le-a prezentat sunt foarte interactive și cred că doar prin activități de acest gen uh, putem cu adevărat să, să dezvoltăm competențe. Um, cred că mai este important pentru ca ceea ce le oferim elevilor să aibă sens pentru ei, să înțelegem să, să, să încercăm să înțelegem și să-i cunoaștem, să știm care este background-ul lor, uh, să, să avem o, o privire mai, mai de ansamblu. Știu că sunt mulți profesori care fac asta și nu spun nimic nou pentru ei, însă știu că sunt și profesori care se focusează foarte mult pe materia pe care trebuie să o predea și pierd din vedere uh, aceste aspecte. Cred că colaborarea între profesori este un lucru foarte important și colaborarea între profesori care predau uh, materii diferite. Uh, făcea o referire la acel, uh, acel uh, roman grafic făcut de elevi uh, pe baza jurnalului Mihail Sebastian și uh, o activitate de acest gen poate să fie foarte bine o colaborare între profesori care predau, uh, istoria holocaustului profesor care predau, uh, educație interculturală, educație uh, tic, uh, limba... Engleză, să zicem că în limba engleză sunt foarte multe materiale care pot fi traduse sau alte limbi dacă sunt, uh, sunt de interes pentru, pentru copii. Și uh, cred că eu, dacă aș fi ministra educației, aș uh, susține foarte mult și aș uh, crea contexte pentru ca profesorii să colaboreze cât mai mult între ei uh, și să discute cum pot face procese educaționale care, care să aibă sens pentru elevi. Uh, legat de, de partea aceasta de evaluare, care nu prea ne place, um, Dincolo de tot ceea ce a spus Horațiu, vreau să revin la, la aceste competențe pe care, pe care le-am menționat, competențele pentru cultura democratică, și să vă spun că. Um, fiecare competență are o serie de descriptori care ne arată nouă dacă persoana respectivă are sau nu această competență. Și puteți puteți folosi acești descriptori îi găsiți la noi pe site. Inclusiv puteți de aici, după cum vedeți, să selectați anumiti descriptori. Dacă vă gândiți la lecțiile pe care urmează să le faceți, să alegeți ok, care din acești descriptori aș vrea eu să-i văd la elevii mei. Îi puteți descărca și îi puteți avea separat și uh, puteți inclusiv să discutați cu elevii despre ei dacă doriți. Nu este neapărat uh, să faceți acest lucru, însă ei vă pot ajuta, de exemplu, să faceți o evaluare prin metoda observației. Atunci când elevii lucrează pe grupuri sau atunci când elevii prezintă, uh, puteți vedea uh, cum se comportă ei și dacă au sau nu aceste competențe. Uh, în plus, put, pot elevii înșiși să, să se autoevalueze sau să se evalueze reciproc uh, cu privire la, la, aceste competențe pe baza, pe baza descriptorilor uh, care există. Și uh, eu cred că această activitate, să-i spunem, de autoevaluare sau de evaluare reciprocă, este importantă pentru că ea însăși dezvoltă anumite competențe, de exemplu competența de autoeficacitate. Nu știu cât de mulți dintre noi, cei care suntem oarecum împreună, să spunem, în acest moment, am fost puși în situația de a ne autoevalua, de a evalua pe altcineva, să zicem, înainte de a fi profesor și a trebui să dăm, să dăm note. Poate să fie, eu cred că aceasta poate să fie o modalitate absolut validă de evaluare și cred că o evaluare cu adevărat corectă um, cuprinde mai multe uh, modalități de evaluare și care se realizează prin diferite procese și în, în diferite momente ale uh, procesului educațional. Nu am neapărat o să spunem... O, Metoda ideală pentru evaluare, cred că fiecare profesor poate să-și aleagă și în funcție de um, elev și în funcție de ce alege să, să predea. Um, analiza aceasta de produse, de portofolii care se realizează prin învățarea bazată pe proiect uh, este mult mai eficientă decât o simplă uh, evaluare pe baza unui test de, de cunoștințe care pot fi uitate <laughs> a doua zi. Și, așa despre, despre ora ideală, aș, aș spune doar, aș reveni la ceea ce am spus la început, și anume să, să fim conștienți că în acea sală există niște persoane, adulți, profesorul și elevii, care au un anumit background și că nu este doar niște materie care se plimbă liberă de la un creier la altul. Uh, și nu e neapărat foarte ușor. Cred că de multe ori este mai ușor să mergem și să spunem o poveste sau să spunem, să prezentăm niște fapte care s-au întâmplat sau care se întâmplă, mă rog, depinde de materie. Uh, este mai dificil să pregătim uh, o oră Interactivă, știu din lucru cu profesorii că este dificil pentru multe persoane să lase controlul de o parte, pentru că, desigur, atunci când uh, lăsăm elevii să vorbească mai mult, nu știm ce se întâmplă, nu știm ce vor spune, poate vor spune ceva care nu e ok, cum reacționăm în anumite condiții, toate lucrurile astea sunt dificile. Uh, dar uh, dacă vrem să, să avem un impact. Pozitiv asupra elevilor, cred că este este un pas important pe care, care trebuie să-l facem. Și, de asemenea, cred că e nevoie de comunități și voi faceți asta și noi facem asta, creăm comunități, încercăm să sprijinim profesorii, să, să încurajăm să se sprijine reciproc pentru a găsi. Cele mai bune modalități pentru elevi, dar și aș păstra și ei sănătatea mentală și uh, timpul uh, care este prețios pentru noi toți. Mulțumesc foarte mult, Oana! Um, mulțumesc foarte mult, amândurora, pentru resurse, pentru idei, pentru uh, invitația la activități, care cred că e foarte importantă. Um, V-aș propune să încheiem aproape cu, cu o discuție filozofică, dacă îmi permiteți. Um, Vă invit să readucem elefantul din cameră de care vă povesteam puțin mai devreme înapoi. Există această școală de predare, nu doar a istoriei și a educației sociale, dar și în ceea ce privește alte materii, care cumva separă, exact ce spuneai tu, Ana, știi, separă cumva ceea ce discutăm, materia pe care o discutăm, de oamenii care o fac. Nu? Această imagine cum că nu știu, istoria, de exemplu, ar fi aproape astrofizică sau educația pentru interculturalitate ar fi aproape astrofizică, dar sunt niște evenimente aproape, pur obiective, dar niște fenomene naturale pe care le observăm și pe care le putem observa cu perfectă raționalitate și obiectivitate și trebuie să și le prezentăm mai departe în discuțiile cu elevii cu perfectă raționalitate și obiectivitate și că nu avem neapărat. Obligația de a fi. Cred că în termenul englez ar fi să fim the embodiment of the values despre care vorbim. Nu trebuie neapărat să și fim noi, oamenii care demonstrează, care modelează, nu știu, valorile despre care discutăm acolo. Da, această aproape, cred că e o dorință de a putea să. Um, Facem aceste subiecte în care vorbim mai departe de competențe și valori, fără ca noi neapărat să avem competențele și valorile respective. Cred că gluma este, pe care am văzut-o eu la un moment dat la Facultatea de Filozofie, care se spunea că, nu, unui profesor de filozofie îi se cere să fie filozof, dar unui profesor de matematică nu îi se cere să fie triungișo social. Cam asta este echivalentul. Um, na, unui profesor de. Unde vă poziționați voi pe această axă? Da? Unui profesor de istorie, unui profesor și sau de educație socială? Cam unde ar trebui să se placeze el pe axa acestor valori? Este important sau nu este important să modeleze aceste valori pentru elevii lui, dincolo de conținuturile și lucrurile care se întâmplă la clasă? Pentru mine este foarte important. Dar nu în sensul în care profesorul trebuie să fie super, man, super woman și dacă nu are toate competențele astea, na, nu poate să predea. Cred că este important, așa cum am spus de la început, ca fiecare dintre noi să ne facem o autoanaliză și să știm unde ne poziționăm, unde am vrea să ajungem și cum putem să ajungem acolo, respectiv ce competențe considerăm că, ok, cu astea sunt super avansat și nu mai am nevoie, mă. Rog. Tot timpul mai este nevoie, tot timpul e bine să mai lucrăm la apropia dezvoltare, dar să zicem, unele sunt ok și altele am nevoie să, să mi le mai dezvolt. În special legat de educație interculturală, pot să spun că este dificil pentru că există multe... Um, Um, acum vine și mie pe engleză din cauza ta, Elena, uh, blind spots, uh, puncte din aceste aspecte de care nu suntem conștienți. Uh, de exemplu, uh, legate de stereotipuri. Noi toți avem stereotipuri, chiar dacă credem despre noi că suntem super avansați și nu vrem să facem rău nimănui și nu gândim rău despre nimeni. Um, în realitate, aceste stereotipuri ne-au fost transmise și de multe ori nici nu suntem conștienți că ele există și nu suntem conștienți că noi le avem. Și cred că este important ca, de exemplu, profesorii care predau educație interculturală să treacă printr-un proces din acesta de, de autoanaliză, care, uh, sigur, s-ar putea face și singur, dar e mult mai eficient dacă se face împreună cu alte persoane și nu trebuie neapărat ca uh, să fie tot mai expertă. Uh, dacă e un proces onest de, de autoanaliză pe baza unor resurse care se pot găsi uh, online, uh, Cred că putem afla lucruri despre noi. Și da, așa cum spui tu, Elena, sunt persoane care consideră că nu trebuie să. Adoptăm aceste valori. Eu nu sunt una dintre, dintre aceste persoane. Eu cred că ceea ce reprezintă modul în care se comportă profesorii are un impact asupra elevilor. Pentru că dacă eu vin și spun, da, drepturile omului sunt foarte importante, dar niciodată nu-i las pe elevii din ultima bancă să spună nimica. Elevii asta vor înțelege, nu vor înțelege că drepturile omului sunt importante, vor înțelege că a, dreptul la libera exprimare îl au doar unii care știu să vorbească mai tare sau ce știu eu. Mulțumesc. Horați. unde te afli în această zonă? În special legată de... Nici n-am înțeles întrebarea, nici nu știu cum să răspund. Uh... E foarte complicat pentru că, uh -huh. de fapt, acum o iau eu cu filozofiile, uh, nu, adică a să fii profesor înseamnă să ai o multitudine de incertitudini. Uh -huh. uh, cred că cel mai important este să mergi și să faci uh, cea mai, să fi cea mai bună varianta ta în clasă. Sigur că nu poți să te duci și să spui uh, drepturile omului uh, sau să nu avem uh, stereotipuri și după aceea să râzi la bancuri cu nu știu ce. Uh, poate pentru mine asta a fost și una din, loc, din chestiile care s-au schimbat. La un moment dat n-am mai putut să râd, deși de de S-ar putea să fie, fie haioase în continuare, dar uh, nu, nu mai pot să fac lucrul ăsta. Uh, câteodată mi-e mi -e foarte greu să mai merg la cursuri despre Holocaust sau pentru că efectiv uh, am stărit din astea fizice de cădere, uh, dar. Da, nu știm ce să nu mai uh, continui, nu știm ce facem. Nu, uh, ne ducem în clasă uh, facem eforturi, uh, nu știm dacă reușim, dacă ceea ce vrem noi să, să se întâmple, să va întâmpla. Uh, eu tot spun că în momentul ăsta ne luptăm cu un monstru care uh, e internetul și care S-ar putea să fie foarte bun pe de-o parte, dar s-ar putea să fie și o grozăvie extraordinară. Nu știm câtă influență avem asupra elevilor noștri sau dacă ei se duc acasă și eu am copii mari care sunt tot timpul cu căștile în urechi și cu telefonul pe ceva. Și ei trăiesc acolo. Eu nu știu, probabil așa se întâmplă cu toată generația lor și nu știi ce ascultă, dacă e bine sau nu. Deci ne luptăm cu, cu, cu chestia asta anumită, internet, încercăm, cred că asta trebuie să fie concluzia mea, trebuie să încerci să faci cât de mult bine poți să-ți faci treaba, să, să... da, și într-adevăr nu poți să, să vii și să spui una și să faci, A. să faci alta. Uh, și întrebarea care ai evitat să-mi o pui, cum știu că e o lecție bună, uh, Păi vezi că zumă-e taie, hârtie, se uită, stai că eu uită ce scrie aici, facem așa, nu pentru că cer să faci pe grupe și atunci vezi un zăitul ăla, cad hârtiile, eu mă duc și mai strâng de pe jos, dar ei continuă să tai chestii colorate într-o parte și alta. Îți dai seama că se implică, îi vezi că toți acolo vor să facă, să dea cei mai buni din ei, așa cum ar trebui să facă orice profesor în fiecare zi. Eu mi-am luat această, ace acest slogan. Aproape că merită să fie un tricou. Aceasta încerc în fiecare zi să fiu cea mai bună versiune a mea la catedră. Uh, și o să mi iau și o să mi internalizez mai departe. Mulțumesc foarte mult amândurora. Uh, mulțumesc și pentru discuția de astăzi, dar și pentru umorul pe care îl puneți zi de zi, ca elevii noștri să fie cetățeni activi și implicați. Um, și să se îngrijească de valorile democratice, mult mai fragile decât ne imaginăm, uneori. Um, și o să mulțumesc și celor care ne-au urmărit până acum. În continuare, ne pot lăsa lucruri în chat pe care colegii mei le vor lua și ne, vor, ne le vor da mai departe. Veți găsi resursele și um, lucrurile menționate de cei doi invitații noștri și în patetul festivalului, pe care colegii noștri îl vor pune în chat în dată. Nu uitați să vă întoarceți la agenda festivalului să vedeți ce mai urmează pe ziua de astăzi și la revedere de la mine. Ne vedem live în curând. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc amândorora. La revedere, mulțumim. Mulțumim, la revedere.